Prețul la energia electrică rămâne în continuare plafonat până în luna martie a anului viitor. Anunțul a fost făcut de ministrul energiei Sebastian Burduja joi seară în cadrul unui eveniment de mare amploare. Ministrul a precizat că nu exclude nici continuarea schemei de plafonare din luna martie 2025, dar acest lucru se va stabili în funcție de evoluția pieței. În România, mulți furnizori de energie practică prețuri sub plafonul stabilit de guvern, iar consumatorii, dacă nu sunt mulțumiți, își pot schimba foarte ușor contractele. În momentul de față, pentru energie electrică sunt aproximativ 5 milioane de gospodării care plătesc lunar o factură de 35 de lei. Totodată, ministrul a adăugat că toți cei interesați de prețurile la gazele naturale și energie electrică pot accesa site-ul ANRE pentru comparații.